fără doar și poate, uh, îți spuneam că înainte puneam la suflet, mă necăjeam, mă enervam, dar de ce, dar nu e drept, dar nu e corect, că nu e așa. Și până când am întâlnit o persoană care mi-a spus, Oana, atâta vreme cât vei fi în centrul atenției, în permanență se vor găsi mici. Uh, șorii cei care vă scrie de tine. Să te îngrijoreze... Că nu se mai vorbește despre că tine. nu se mai vorbește despre tine, pentru că atunci înseamnă că nu mai prezinți și interes. Nu exist. Și că nu existi. Mă întrebai, și nu vreau să îți să las nicio, nicio întrebare fără răspuns, mă întrebai dacă am sunat vreodată la această revistă. N-am sunat, a sunat managerul meu de la acea vreme, care a fost consternat de ceea ce i s-a spus. I s-a spus că... Această persoană aștepta un telefon uh, să-i mulțumesc uh, pentru faptul că m-a băgat în seamă, uh, pentru că, dacă ar fi foarte bine să ne gândim, această revistă m-a făcut pe mine celebră. Și omul ăsta la un asemenea răspuns uh, n-a putut decât să închidă telefonul și să spună, Oana, uh, uită de oamenii ăștia pentru că săracii nu, sunt, sunt duși hai cu capul. Dar hai să spun ceva. Eu prima oară m-am auzit de tine da? din revista star sau ce nu mi-aduc aminte. În care nu erai prezentată negativ, la momentul ăla. Doamne, păzește mă, eu nu În cred legătură că am fost cu să... relația ta cu, de pe vremea aceea, te despărțisești de cove și te... Da, iubita uh... mea, dar nu pot să spui că uh, eu exist ca uh, ca persoană publică, datorită revistei Star, pentru că ea așa s-a exprimat, că revista a, asta m-a făcut asta pe, pe nu, mine. Nu, nu, dar spuneam că există și Putea să spună, domne, ea a apărut pentru prima oară sau pentru a treia oară la noi, da, dar da, nu da, noi da, am da. făcut-o pe aceea ce e. Lucrurile astea au început să mă doară din ce în ce mai puțin. Pentru că am stat eu așa și într-o dimineață m-am trezit extrem de deșteaptă și am spus așa, măi, eu am o viață foarte fericită, foarte frumoasă. Mi-a dat Dumnezeu, uh, Monica, poate mai mult decât m-aș fi așteptat. Uh, pe plan profesional sunt uh, mai mult decât mulțumită. De ce spun chestia asta? În foarte scurt timp, eu zic că am reușit să fac ceva ce poate unora le-a luat mai mult timp să fac. Au ajuns și ei foarte bine, dar zic eu că intervalul ăla a fost destul de scurt. Uh, atât la numai iubirea, cât și la păcatele evei, uh, vreau să spun că am trăit niște momente Uh, unice, care pe mine mi-au dat seama, m-au făcut să-mi dau seama că trebuie să am încredere în mine. Uh, la sfârșitul uh, Nu mai iubirea, am stat de vorbă, mai bine zis, a venit la mine Sebastian Papaiani, Tora Vasilescu, uh, Iurie Darie, uh, Anca Pandrea și mi-au spus, Oana, suntem extrem de fericiți că am lucrat cu tine. Ești o actriță extraordinar de bună, să te ții fetiță de treaba asta, că ar fi un mare păcat să te lași. Vreau să spun că am început să... Eu foarte rar mă emoționez. Vreau să spun că atât de tare m-am emoționat până la lacrimi, pentru că eu m-am considerat, cum să spun, un fel de intrusă, dacă vrei, știi, în, în, această meserie. N-am făcut ce, uh, un secret din faptul că n-am nici măcar 5 minute de, de lecție de actorie, actorie propriu-zisă la bază. Și în momentul în care acești uh, maestri sacri ai cinematografiei și teatrului românesc vin la mine o să până una alta ca să vorbim pe șleau și îmi prezintă admirația lor și aprecierea lor, n-am putut decât să spun că m-am simțit, știam am zis în, în, în interiorul meu yes, știi, adică <laughs> Bravo, Ana! Și chestia asta m-a făcut, mi-a dat încredere în mine, și atunci am spus: De ce să pun eu la suflet și să mă amărăsc viața și sufletul și, și, și zilele cu niște porcări scrise de niște nimeni, de niște neaveniți, când adevărata satisfacție și adevărata apreciere o am de la acești oameni care au făcut lucrul acesta dezinteresat, pentru că nu avea de câștigat niciunul din ei și nu au avut nicio obligație să vină la mine. Și uh, la fel adevărata satisfacție și adevărata bucurie este din telefoanele pe care le primesc, din mesajele pe care ți le pot arăta, le am la telefon. Dar pe telefon. Ceva, având în vedere că a fost Paștele și că a fost un moment al iertării, al, nu știu, iubirii de oameni, ai fi de acord să te împaci cu unele dintre aceste publicații care ți-au făcut atâta rău și te-au făcut să suferi în trecut? Uh, Monica, eu, pentru că sunt un om iertător și cum îți spuneam înainte, nu sunt un om uh, ranchiunos, poate, poate m-aș gândi la o, o variantă. De acum o idee să... Sau... Dar eu îți spun că ei sunt atât de mărunți sufletește, încât ei... Uh, în primul rând nu vor face și în al doilea rând și dacă ar face-o, ar face-o descurtă durată și cum ar găsi prima, prima ocazie să, să, scrie ceva de mine, ar scrie. Eu nu cred. Deci eu nu cred în, în schimbarea radicală a unui om. Eu cred că un criminal se naște și moare criminal. Eu nu cred că un criminal, știi că mai, mai vezi, am mai văzut da, și eu de, încerci, de documentare da? în care el fiind în închisoare își dă seama, are o revelație, da, și își dă el seama că, vai, nu trebuia să o moare. Deja fapta e făcută. Deja un om nu mai este în viață din cauza ta, nu contează că te căiești Eu cunoscându-te acum pe tine, până acum nu te-am cunoscut și nu știam despre ce e vorba, cunoscându-te pe tine, o cunosc și pe Cornel Ionescu de la Star, Despre despre am tot vorbit. Mă rog, ai spus că ai relații proaste și cu restul revistelor, mă refer aici la Ceau, deci nu ești în relații bune. O grămadă din cei care au plecat de la Star s-au dus la Ceau pentru că ei migrează așa, știi, de colo-colo și tot lucruri astea mărunte fac. Revene? Niciunul care a plecat de la, scuze mă că te întrerup, niciunul care a plecat de la o revistă de scandal nu a fost primit, culmea, la un ziar prestigios. Uite altă chestie care mi-a venit exact în secunda asta. De ce oare niciun ziar prestigios care are credibilitate, care are coloană verticală, vertebrală și care scrie când e descris de bine, de bine, când e de rău, de rău, că ți-am spus înainte, eu nu vreau să se scrie de bine, de mine. Nu! Dar chiar așa eu nu fac nimic bun? Chiar așa nu ai nimic bun descris despre mine? Chiar nu mai tot ce fac eu de dimineață până seara este numai o greșeală, este numai o nenorocire, este numai... Nu cred. De ce oare niciunul din acești ziariști care au plecat, ziariști le fac onoare că le spun ziariști, repet, nu au fost niciodată uh, chemați, nu știu, la libertatea, la adevărul, la România liberă, la evenimentul zilei, la... sunt o grămadă de, de ziare, nu știu, nu vreau să exclu pe nimeni. De ce oare? Pentru că sunt mărunți, sunt de mahala și aceste ziare care au ziariști, jurnaliști, niciodată nu au nevoie de Hai să revenim la ce spuneam eu, deci vorbeam despre Cornel Ionescu. Eu o cunosc foarte bine și am văzut de-a lungul... Știi că rubrica asta am lansat-o acum, nu știu, 9 luni, cred, la un moment dat, când s-a scris despre mine în presa de scandal și la fel ca și tine, prima oară fiind, am fost foarte revoltată. Și am inițiat această rubrică, vedete atacate de paparații, să vină să se apere. Au venit câteva vedete uh, și țin minte că la momentul acela uh, Delia uh, fusese foarte, foarte criticată de către revista Star. Uh, ulterior s-au împăcat. Deci se poate, dintr-un conflict foarte mare să. Monica, dar despre Delia s-a scris 1% față de cât se scrie de mine. Eu îți spun da, eu. Da, dar sunt Delia, nu acest... este pe Bana Zăvoranu, deci să luăm puțin. Uh... Monica, <laughs> mulțumesc. <E>, ești <laughs> extrem <laughs> de scumpă. <laughs> nu, nu, mă, nu dar, dar este totuși. Trebuie să acceptăm că la un moment dat chiar tu ai spus că erai uh, și ești persoana care vinde cel mai bine. da, dar totuși Delia este, după părerea mea, o artistă, o cântăreață foarte bună, o fată frumoasă. Nu, nu ce vreau eu să-ți spun și nu o fac, o fac pur și simplu pentru că așa am simțit acum este că poate ar fi bine să discuți cu ea și poate, nu știu, ajungeți, dacă ea te va cunoaște și Eu -o personal o nu simt nevoia să discut cu ea. Eu personal. Dacă ea simte nevoia să discute cu mine, să fac o cerere, să o lase la, la ghișeu să văd dacă am timp, vorbesc, dacă nu, nu. Nu este... Știi ce se întâmplă, Monica? Eu sunt extrem de bună și de iertătoare. Dar după ce că eu sunt aia care am primit pumni, pumni, întregi, adică ce-ar fi tot eu să mă duc și să spun, știi, dragă, dacă ai vrea să discutăm, nu, sub nicio formă, adică mi-a făcut mult prea, mult rău, n-aș putea spune, pentru că eu sunt mulțumesc Dumnezeu, slavă Domnului, foarte bine, cariera merge foarte bine, relația personală foarte bine, n-am de ce să mă plâng, dar mi-a făcut rău pentru că de foarte multe ori, Monica, o să spun următorul lucru, eu știu foarte bine ce fac, Pepe știe foarte bine ce fac, dar de multe ori m-am văzut Uh, și m-am trezit fără să vreau, în postura, uh, cum spunea Andreea Marin într-o. Uh, și Mihaela spuneau, în, uh, deci chiar m-am regăsit în vorbele lor, uh, nu știu exact, nu, nu mai țin minte în ce revistă sau în ce ziar spuneau, domne, m-am văzut în situația în care a trebuit să dau niște explicații unor prieteni sau unor vecini sau unor rude. Domne, știi, nu m-a bătut bărbatul. Pentru că și despre Mihaela despre Andreea se scrie că o bate bănică și așa mai departe. Dom'le, a stat cineva la fundul lor să vadă că îi bată? Hai să fim serioși, deci este, este o aberație, este urât, este foarte urât să scrii despre o femeie care este în, în, în lumina reflectoarelor, care este frumoasă, care este pe val, să scrii că o bate bărbatul, e urât. Adică planează fără să vrei uh, o, o chestie negativă Mă rog, în acest caz, știi? la Ștefan Bănică și la Andreea Despre Ștefan s-au tot spus De-a lungul vremii De ani de zile s-a tot vehiculat zvonul da, mă, ăsta Dar care... dacă a bătut-o pe X sau pe Y da, mă rog, Asta deci... înseamnă că o bate și pe Marin Eu personal cum să spun, am văzut-o pe Andreea de câteva ori. Eu nu o văd pe femeia asta să asta stea să-mi de bătaia. Asta am că Sau pe Mihaela Rădulescu, că la fel și pe Mihaela, vai ce-a mai ciomăgit-o bănică. Hai să fim sinceri că atât Andreea cât și Monica sunt niște femei, cât și uh, Andreea, scuză-mă, sunt niște femei, vorba aia așa și uh, par uh, colțoase, așa, știi, și cu coloană vertebrală. Nu le văd eu pe ele alea obitite, așa, să zic hai, mai dă mai dă -i. Hai să fiți sau pe mine, care sunt așa, mă bate pepe. Și eu zic, va iubire, nu mai da. Hai să fim cinstiți, zău, pe cuvânt. Adică, de asta spun, nici măcar nu știu să-și consolideze bine minciunile. Barem, Spune că o bate bărbatul pe una care o vezi așa mai firavă, săraca, mai, mai plăpândă, mai tăcută, mai supusă, dar o femeie cu personalitate niciodată, îți spun eu, Monica, cât ar iubi de mult un bărbat. Părerea mea. Nu stă. Doamne ferește, deci s-ar putea să mă, să mă înșel marnic. Deci eu îți spun din punctul meu de vedere. Cât de nebunită, pentru că o femeie îndrăgostită este cârpă. Asta este clar. Nu, mai vede și frumos și deștept, mă rog. Dar oricât ai fi tu de cârpă, să stai tu așa și să te bată ăla așa, să te ciomăgească și tu eventual să-ți dai cu far să-ți pui ochelar, că nu cred. Nu, deci refuz. Și mai ales când ești o femeie pe picioarele tale, când ești o femeie uh, care ar da oricine, oricât să fie cu tine, când ești o femeie independentă, financiar și așa mai departe, să stai să te bată... Păi asta cred că se mai întâmplă la țară, dar nici sărâncile alea cred că dă e luna, dă e luna, no, în de acest caz una, nu cunosc amănunte, dar probabil datorită faptului că relațiile lui Ștefan nu au durat de-a lungul timpului. Nu, -au eu reveneam speculat. la mine, la tins, Monica. Da. Că mă văd, deci imediat după ce a apărut știrea cu băta, simțeam în, în ochii oamenilor da, că da. se uitau. Fii atent așa. Deci eram pe stradă. Mamă, zic ăștia să uită după vreo ceva. După care am fost la Mihai la Tatu la 3 sau 4 zile, după știrea asta, am fost la Mihai la Tatu la, la emisiune. Mă sună o prietenă la vreo două zile, băi oameni, zice, ce, ce s-a întâmplat, nu o să-ți vină să crezi, ce mă? Bă, mă sună o prietenă, băi, au avut dreptate ăștia cu presa. Am văzut, deci Zăvoranu avea aici, stătea cu fața mea așa și era mai neagră aici, am văzut-o, e clar. Și o fi știi, Deci, cum să spun, îți, 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 Înduce îți o, induce, stă. o, chestie și chiar dacă nu am nimic pe față, auzim toată chestia asta, tu te uiți și dacă, Doamne ferește, am un coșuleț sau vine părul așa și face o umbră, tu zici, a, da, e clar, gata, deci acolo e vânătaia, da, o ascunde, uite, da, își pune părul, gata, deci își pune părul, și maschează, își maschează vânătaia. știi? Uh, uh, și m-am simțit, nu-ți mai spun, mama. Uh, mama, uh, eu uh, nu vreau să refuz să cred. Uh. Știi, deci, și mama, nu ca crezut, da? Când vezi că scrie ăla, scrie ăla, scrie ăla, zici, po, o fi ceva, știi? Sau cu înșelatul, la fel, uh. Săracul Pepe acum, mai ales în prostia asta, tot în stare, în ultima... Deci ca să vedeți cât sunteți de proști, încă o dată, că sunteți foarte proști, nici măcar nu știți să vă faceți temele cum trebuie. Vă zic eu, vă învăț să vă faceți temele. Oana, să răiești iar. Pe Mă doare direct în cot. Pe 14 aprilie se spunea că Pepe, pe, vai, în acea petrecere cu Hasler sau nu știu cine, au invadat gagicile pe el și el cu una blondă, cu una brunetă a plecat. Băi, fraierilor, pe 14 aprilie eram împreună la restaurantul, nu pot să-i dau numele, și mâncam. Dacă ceva din minciunile voastre era adevărat, ca și la mine. Păi, n tu o poză de acolo? Deci tu starul era acolo, da? Sau nu erai tu starul, erai uh, cârcota și de serviciu, cum spun ei. Păi nu-i făceai tu lui Pepe al meu o poză cu una blondă de, de gât și cu una brunetă de alt gât și a părăsit localul uh, cu uh, cea uh, brunetă, cu toate că uh, cârcotașii noștri spuneau că cea blondă arată mai bine. Păi cum să pierzi tu un asemenea moment, Monica, că ești femeie și ești fată deșteaptă, da? Că se vede în ochii tăi chestia asta. Zic că nu cine ați vedea în ochii lui dacă e pace așa și cer senin și floricele, e clar că nu și nimic. Păi cum să-l ai tu pe Pepe, de deci cele cu zăvoranca, cel să-i de multă vreme, bacă ia pe el, îl înșală, bacă el pe ea. Tu l-ai pe Pepe, cu blonda sau cu bruneta și nu-i faci tu măcar pe telefon o poză. Ia, hai că te-am prins, fraierule. Și în momentul ăla, în momentul când scrii Pepe, o înșela, Oana știe, atașez poză, nene. Și când atașez poză, și el e dă gât cu aia la revedere. Deci atunci... Ai și tu dovada. Dovada sau a fost bătută vânătă. Păi și cum eram eu vânătă așa plină de sânge în fața spitalului și nu făceai tu mie o poză plină de sânge vânătă așa să o bagi acolo la dovadă. Că dacă am terminat dreptul am și eu defecte, <cute> cum, de, de, deformări, cum se zice, profesional. Și punea acolo și în momentul în care nu venea și spunea nu m-a bătut, poftim? Ia uite aici. Ești vânătă? Da. Ai, vânăt ai bandaje? Da. La revedere. Păi ce mai comentezi? Pepe, n-am fost nică. Oana, cu ești, ești cu... geloasă? Uh... Că simt așa. Nu. nu. Să presupunem că l-ar prinde pe Pepe cu o fată. De ce îi face? Cum ai reacționat? Uh... Asta ca să știe și Pepe. Hai să-ți să spun. Să spun. Imediat, îți explic tot. În meseria noastră se poate întâmpla eu mă poți găsi de gât cu mulți băieți. De ce? Sunt diversi băieți, fani, mai puși. Pot să fac și o poză cu tine, normal. În da, care înțează. faci poză cu un fan, nu poți să stai așa. El acolo, tu acolo. Pentru că omul ăla vrea și el săracul să se laude. Am făcut și atunci, știi, chiar eu iau de multe ori în brate, dar se poate face diferența un om nu, 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 mă referam la ceva palpabil. La ceva palpabil, în momentul ăla este la revedere, bonjour, la direct, direct, direct. Nu mai există, la, exact. nu mai de nu. Așa. Nu. Eu nu aș putea să. Uh, uh, în momentul în care o relație este atât de pasională și de puternică ca a noastră, Monica, eu sunt omul extremelor. La mine totul sau nimic, la mine nu există mijloc și bâșbâială. La mine te iubesc sau nu te iubesc, nu există, știi, țin la tine puțin. Nu, te iubesc sau nu te iubesc. Dacă nu te iubesc, nu mă interesează de tine. Dacă te iubesc, îmi dau sufletul pentru tine. Ă, știi, țin la tine un pic. Ești posesivă? Sunt posesivă, dar pe moment, adică, de exemplu... Îl suni? Îl sun des? Ne sunăm reciproc de 100 de ori. Nu, hai să spun la ce mod sunt posesivă. Venim acasă, avem un tank de reviste Și el s-a să se uită un pic și zic, a, mă iubire, mă, păi nu stai, mă iubire, nu stai cu mine, ce Dumnezeu, stai cu nasul în reviste, deși noi de-abia am venit. Mai are și el faze din astea, dar este posesivitatea asta haioasă, copilărească așa, adică nu sunt posesivă la modul unde ești, de ce? Nu ești. Mai ales că pe dar care, el? Uh, el este foarte păi genos. ce la început așa unde ești, cu cine păi ești? Păi da, face și acum. Face și acum. Uh, eu n-apuc să fac și din ce să... zodie? Eu este rac. Foarte sentimental și foarte suspicios. Foarte sus, Deci totul trebuie. să. caută în telefon? Uh, mai caută câteodată așa rar, rar. Numai când îi se pare lui că, mă rog, un număr poate a sunat de mai mult, dar foarte rar, foarte rar. este, eu n-apuc să-l întreb ce face, pentru că el mă sună. Uite, iubirea, am ajuns aici. Bine, iubire, uite, eu sunt aici.